Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune Azi în Gorj. Vom sta de vorbă cu domnul manager al Spitalului Sfântul Ștefan din Robinari, domnul Constantin Podaru. Bună ziua, bine ați venit! Rămâinile bine, mulțumesc că m-ați invitat. Vreau să vorbim un pic despre Spitalul de la Robinari, pentru că vedem ce se întâmplă la Spitalul din Târgu Jiu. Vreau să facem, dacă se poate și dacă e cazul, o comparație între cum se conduce un spital orășenesc și cum se conduce un spital județean de urgență. Fără să generalizez sau fără să am o rea intenție, dar trebuie arătate niște lucruri. Spitalul de la Târgu Jiu, ați văzut, este plin de probleme. Probleme pentru că acolo nu există un bun organizator. N-a existat de foarte mulți ani. Drept dovadă, curg problemele, curg necazurile acolo, o proastă organizare și un haos permanent, putem spune. Prin emisiunile noastre v-am arătat, v-am adus la cunoștință despre acest lucru și astăzi aș fi vrut să vedeți o altă față a sănătății din Gorj, un spital de oraș, domnul director, condus cu multă, multă transparență în primul rând. Asta mi-a plăcut prima dată la spitalul din Robinari. Dumneavoastră acolo aveți un raport pe care îl dați zilnic. Domnul director îl face public pe site-ul instituției. Acolo vedem câte internări s-au făcut, ce probleme sunt, că nu vă feriți să spuneți și atunci când sunt probleme. Și o altă fațetă a acestui subiect este și faptul că la Spitalul Orășenesc Sfântul Ștefan de la Robinari curg investițiile, ca la Primăria Robinari. Deci e ceva bun, e ceva despre care trebuie să vorbim. Mai ales că și la Spitalul Județean de Urgență au curs investițiile, ca să spun așa, cu acel laborator de 200.000 de euro, donat de oamenii de afaceri, care ba merge, ba nu merge. E vorba de o întreagă nebunie acolo. Domnul director Vienescu spune că nu merge, ceilalți din conducerea spitalului, care îi țin locul dumnealui, spun că merge. De la DSP aflăm că merge, laboratorul funcționează. Domnul Vienescu, chiar și ieri a fost o știre în Pandurul, dacă nu mă înșel, susține că nu funcționează acel laborator care, repet, a costat 200.000 de euro. La Spitalul Robinari aflăm de investiții de milioane de euro. Chiar domnul primar a prezentat asta pe pagina dumnealui de Facebook. O să avem și niște fotografii ca să vadă lumea despre ce vorbim. Plus, a fost un teledon acum o lună și ceva, iar Spitalul Orășenesc a beneficiat de un ajutor de la Fundația Mereu Aproape. Dacă vă amintiți de acel teledon, chiar a fost o controversă pe Facebook în care cineva spunea, domnule, toți banii strânși, nu mai știu, ceva milioane de euro s-au strâns atunci, o să se ducă în capitală, nu o să vină niciun ban în țară sau în județul Gorj. Ei, uite că s-a întâmplat să vină, așa cum speram toți. N-aș putea spune că s-a întâmplat. Deci donația de la făcută Spitalul Robinari în valoare de 1.100.000.000, adică o donație chiar consistentă, nu a fost făcută la întâmplare. Așa cum spuneam la un post de radio, după ce am văzut că Fundația Mereu Aproape prin ei au făcut Românii Împreună o campanie teledon în care au strâns acești bani, și au făcut public faptul că vor să doneze din banii ăștia în materiale, deci nu ne-au fost donați bani, au fost donate doar echipamente. Da, materiale, sigur, în valoare de 1.000.000 și ceva. Da, în valoare de 1.100.000. Am pus mâna pe telefon, e un telefon accesibil pentru toată lumea, am sunat, am spus cine sunt, am spus că pentru noi ar fi extraordinar de bine dacă ne-ar dona și nouă din puținul pe care l-au strâns ei sau multul pe care l-au strâns ei. Și le-am spus că m-au întrebat ce cantități vreau. Chiar am avut o discuție cu doamna și îmi spunea că a rămas încântată de modul meu de abordare. Am spus că dacă mă întrebați pe mine, îmi doresc cât de multe puteți. Dar
pentru că sunt multe spitale în țară, pentru că eu cred că de banii ăștia ar fi bine să profite cât mai multe spitale din țară. Eu m-am rezumat la 5.000, chiar am întrebat la atunci. La strictul necesar, pun, probabil. Chiar întrebam să pună o cifră așa foarte mare, adică o cantitate foarte mare, ca noi astăzi să tăiați. Și a zice, nu, puneți câte vă trebuie. Păi ok, îmi trebuie. Și am zis, bun, vreau 5.000 de măști, 1.000 de combinezoane și 1.000 de halate. M-au trecut, au notat acolo cu adrese de contact și a rămas așa. După 10 zile, 12 zile primesc un telefon. Bună ziua, suntem Fundația Mereu Aproape și v-am sunat să ne spuneți unde trimitem materialele. Credeți-mă, să-mi pice telefonul din mână, adică o surpriză de asta. Pe bune, știți cum e. În România, când vorbești despre donații, mai ușor, încă instituțiile care ar trebui asociațiile și n-au fundațiile, ăsta, încă nu au. Da, în inclusiv state, inclusiv da. Instituțiile noastre nu au. Dacă o să avem timp să vă povestesc, vorbim, că eu am mai primit donații la rovinari aere condiționate. Adică la fel, da, să terminăm cu, da, cu fundația. Fundația Mereu Aproape. Da, cu Mereu Aproape. Le-am spus unde datele noastre de contact cu tot ce trebuia, urma să ne facă o factură în zero, firesc, să putem înregistra în contabilitate. Și atunci am îndrăznit să întreb despre ce cantități, adică mi-au rămas alea, la care doamna, al cărui nume nici măcar nu-l știu, din păcate, chiar a fost așa. N-ați fost inspirat, da, să da, întrebați. Da, da. La care doamna spune, știți, ne-am gândit să vă dăm 11.000 de măști, 5.000 de halate de unică folosință și 1.250 de combinezoane. La fel să-mi pice telefonul din mână. Să rămână, mulțumesc frumos. Mai mult decât ați cerut. Da. Și ne-au mai cerut să filmăm, să filmăm și modul în care se descarcă materialele și materialele în magazie și să le facem și un clip de mulțumire. Deci acel clip de mulțumire nu l-am făcut pentru că așa am costurat eu, deși eu în general nu ies eu în față, adică pentru mine spitalul e. Sunteți, dar au cerut ca managerul să facă un clip de un minut în care să mulțumească. Știți ce m-a sensibilizat așa foarte mult? Că mulțumirile mi s-au spus să nu fie neapărat către Fundația Mereu Aproape, ci către donatori. Da. Către cei care din puținul lor, exact așa se și exprimau, cei care din puținul lor au ales să doneze. Și probabil, mi se pare fost, un demers probabil, normal. Da, și da, da. Încet, 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 cred și eu că putem intra cumva în normalitate pe segmentul ăsta. Eu sunt foarte încrezător că lucrurile încep să meargă și bine. Legat de cealaltă donație, la fel, într-o zi, trei tineri sub 30 de ani vin la spital și bună ziua, bună ziua, suntem din Oradea și vrem să facem la spitalul dumneavoastră, dacă aveți nevoie, să facem o donație de aere condiționate. Acum, încă o dată, nu te întâlnești în fiecare zi, nu ție... Cu astfel de șanță, da, sigur. Da, da. Și am zis, ok, mulțumesc frumos, da, avem nevoie, chiar aveam secția de pediatrie de la ultimul etaj, care se confrunta iarna cu frig, vara cu foarte, mult, cu foarte multă căldură. Am chemat medicii pe secție și am întrebat dacă noi în pediatrie avem voie și mi s-a spus că da, nu-i problemă, trebuie să aibă un anumit tip de filtru. Și merg și în spitale aere condiționate, foarte tare. Le-am cerut, i-am întrebat firesc, normal, a fost o discuție așa mai mult să ne cunoaștem. Cine sunteți și de ce? Și unul dintre tineri îmi spunea că e cetățean român din, și locuiește în Statele Unite, că a avut un copil cu probleme și că el, fiind de meserie instalator de aere condiționate, a ales să facă ceva. Strânge fonduri tot printr-o fundație, nu știu exact, în Statele Unite și vine și cumpără. Când am întrebat de ce rovinariu, mi-a spus pentru că uite, am auzit despre dumneavoastră. De unde n-am mai insistat. Păi, și dacă să... au zis de bine sau de rău, nu știu ce au auzit, dar important e că au auzit, pentru că până la urmă să știți că inclusiv acea, ce spuneam, transparență pe care noi am arătat-o, o facem, eu cel puțin am ales să o fac din două motive. Unu, pentru a elimina bârfele. Pentru a elimina în prima săptămână de stare de urgență, toți prietenii mei din Rovinari mă sunau. Câți avem din Rovinari? Au zis că sunt 5, au zis că sunt 3, da, am auzit că sunt... Da, da, adică oamenii, știți cum e, prima săptămână vor a fost afle, cumva de panică, de vorbele se duc din gură în gură, acel telefon fără fir care denaturează. Și atunci am stabilit împreună cu echipa din spital să...
să nu mai acceptăm toate acele bârfe și să facem un raport al zilei. Raportul zilei a fost derulat pe toată perioada stării de urgență și pe perioada în care au existat suspecții la Ruvinari. În fiecare zi spuneam câți oameni trec de la una la alta. Vreau să înțelegeți ceva. Pe toată perioada stării de urgență, eu am spus-o mereu și toți colegii mei și toți medicii din spital au spus-o. Spitalul nu e doar pentru suspecți sau pentru cei care au probleme COVID. Spitalul e pentru toată lumea. Diferența dintre cei care sunt suspecți și, credeți-mă, la început ne-am confruntat cu acea omitere pe care o făceau pacienții care aveau simptome COVID. N-o spuneau. Crezând că dacă se spune despre ei că sunt suspecți COVID, primesc un alt tratament. Eu le spuneam că problema e doar la noi și modul de tratare se face altfel. Adică medicii sunt echipați și asistenți și tot personalul medical se echipează într-un alt fel. Circuitul de intrare a unui pacient fără să fie suspect de COVID e unul, circuitul pentru suspect COVID e altul, dar tratamentul și modul de tratare al pacientului rămâne același. Noi suntem, de fiecare dată am spus și credeți-mă, eu cred în asta, noi suntem spital să facem oamenii bine, indiferent de ce boală au. Și credeți-mă, sunt un manager super bucuros, ca să nu zic fericit, că echipa de medici de la Ruvinari a înțeles lucrul ăsta și n-am avut absolut niciun fel de problemă. Dacă vă amintiți, noi am avut și pe Antena 1 și pe Antena 3 și la Realitatea un medic de 81 de ani care a ales să stea și să lucreze acolo și să rămână. Și cu așa nonșalanță, credeți-mă, încă o dată, trăim în vremuri tulburi și grele. A ales să rămână în război, e greu, ca să spun. La 81 franșele, de ani, da. Când toată lumea spune că cei mai cu probabilitatea de a se îmbolnăvi cea mare, vârnicii și cei care au probleme de sănătate. Era în acea categorie de risc major. Da. Și l-a spus, nu, domnule, la modul ăsta a spus. Nu, domnule, eu de-aia m-am făcut medic. Să tratez oamenii. Absolut extraordinar. Da, de asta am și promovat, de asta am și vorbit mai întâi pe media locală și pe urmă, bineînțeles, știrea a fost de național. L-am promovat în condițiile în care, credeți-mă, mi-a fost extraordinar de greu să-l conving să iese la televizor. Îmi spunea mereu, dai ce, eu fac ceva normal? Pentru mine e firesc, pentru mine e normal. Domnul manager, da, asta trebuie să fac. De ce să mă lăudați? De ce să mă lăudați pentru ceva care mi-e meseria? Și atunci, cred că argumentul foarte a fost în condițiile în care atunci, în prima perioadă, dacă mă amintiți, existau foarte mulți medici care au plecat de la servicii, da, care au refuzat. Concediu, da. Păi da, și la noi au fost cazuri când nu în toată țara au fost. Da, aici au refuzat să mai primească. Știți că a fost și un scandal de presă sau câteva materiale de presă în care se acuza faptul că unii medici refuzau, evitau să primească suspecți sau doamne ferește infectați. Și atunci am spus că țara asta nu e formată doar din medici care plec. Marea majoritate a medicilor sunt oameni care muncesc și care trebuie să, și oamenii, eu cred și de fiecare dată spun asta, instituția trebuie să fie deasupra noastră a tuturor. Poți vorbi despre podarul de rău sau de bine în funcție de simpatia sau antipatie pe care e față de el, dar despre instituția spitalului trebuie vorbit, trebuie lăsat oamenii să aibă încredere în spital, trebuie inspirată încredere. Un spital te face bine, poate că un medic nu e bun, poate că asistentul e mai ciudată, poate că managerul, nu știu, e altceva, dar e un om trecător pe acolo. Spitalul rămâne, instituția rămâne și ea trebuie de fiecare dată să fie deasupra noastră a tuturor. Și oamenii trebuie să aibă încredere, domnul că director, într-un spital te faci bine. Domnul director, e adevărat ce spuneți. Dar, având în vedere că nu pot să nu compar, să nu aduc în discuție Spitalul Județean de Urgență, cum să mai aibă lumea încredere să meargă acolo când sunt atâtea probleme? Nu știu, e clar, eu înțeleg, nu o instituție vreau să trebuie, vorbesc Spitalul Județean de Urgență, în primul și mai ales rând, când vine vorba de un spital, e adevărat, trebuie să avem încredere, dar sunt eu foarte multă lume care a ales spitalul din Sadu, poate chiar spitalul din Rovinar, numai să nu mai ajungă la Târgu Jiu, pentru că au fost acele probleme cu infecțiile nozocomiale, cu brambureala, cu numărul de... Nu reușeau să... N-au reușit să rezolve această problemă. Nu știu, eu cred în continuare cu dezinfectanții, cu magazia în care stăteau acolo, domnule, acele materiale pentru laboratorul de analize, acei reactivi.
cred că e... Cum să mai aibă lumea, înțelegeți? Că asta e o diferență între cum gândiți dumneavoastră, și asta aș vrea să scot în evidență, și să le transmit, dacă părerea mea umilă de cetățean trăitor aici, în Târgu Jiu, să le transmit celor care conduc spitalul județean. Și așa trebuie organizat. Așa trebuie dată încredere prin faptele pe care dumneavoastră le faceți, trebuie să ne faceți pe noi să înțelegem că putem avea încredere într-o instituție ca asta. Credeți-mă, eu cred foarte, foarte mult în comunicare și cred, exact cum vă spuneam, transparența, n-am luat-o ca pe obligație. Deci nu sunt, sunt și nu sunt obligat. În niște limite legea mă obligă să acord anumită transparență. Dar eu cred că cel mai important lucru e pentru a evita toate bârfele, toate lucrurile rele care mai se vorbesc. Mai devreme, domnul director, telespectatorii au putut vedea, dacă puteți să vorbiți un pic despre ce aparate sunt acolo. Eu am luat, niște fotografii expuse de domnul primar și aș vrea să ne povestiți despre ce aparatură este vorba. E cea achiziționată recent, am înțeles că sunt e un nou RMN, dacă da. Puteți dumneavoastră să da, vorbiți. O să dezvolt cu drag, credeți-mă, tot ce vedeți aici e ultimă generație, aparatură de top, firme, numai firme de top, adică nu știu, n-aș vrea să folosesc cum vând, nu sunt chinezisme. Nu sunt chinezisme. Chinezisme, nu chinezești. Da. Ok, investițiile din ultimul an de la Rovinare au fost, au avut două paliere. Unul, meritul exclusiv al domnului primar și al primăriei Rovinari, care a reușit să atragă fonduri europene de aproape 2,5 milioane de euro. Nu s-a mai împiedicat de Consiliul Local sau de probleme politice, cum se împiedică nu știu, alea sunt primarul problemele. Nostru, nu? Nu vreau să... Deci, încă o dată, chiar nu vreau. V-am spus de la început că eu n-am făcut niciodată politică și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit până acum să nu fac să politică. Să stați departe de politică. Da, sunt un tip mai pragmatic, un pic mai cu picioarele pe pământ. Nu mi-a plăcut niciodată să da, promit, domnul primar, să vorbesc, să arunc Filip vorbe. De la Rovinare a reușit să aducă și ceva investitori. La Rovinari. Lumea trăiește în mod cred decent că acolo. Cred că și primarul de la Rovinari e un tip mai pragmatic și mai puțin om politic. Adică face politică pentru că e fire să facă politica. A fost administrator public al primăriei, trebuie să spunem, 8 ani. 8 ani, da. Dacă puteți să ne vorbiți despre acea perioadă și modul în care dumneavoastră ați colaborat cu domnul primar Filip. Sunt vremuri dragi mie, credeți-mă. Dragi și grele. Am ajuns administrator public în 2007, când 2007 era o perioadă foarte neagră și pentru Rovinari. Când managementul, despre managementul public se vorbea doar în cărți și doar așa. Mi-amintesc că am avut odată o întâlnire cu secretarul de stat pe administrație publică și o întâlnire cu managerii, cu administratorii publici și ne-au întrebat care sunt problemele. I-am spus că problemele cele mai mari sunt ale... Suntem noi înșine. Și de ce spuneam asta? Colegii mei atunci s-au uitat așa puțin ciudat la mine și am spus pentru că suntem administratori publici, o funcție foarte, foarte importantă. Legiuitorul, când a înființat funcția asta, modelele sunt în toată Europa și în Statele Unite, numai că ele diferă. Noi am adaptat cumva la noi modelul de city manager. Manager de oraș, cum ar veni, de să traducem, da, de localitate, da, de urbe. Da. Și le spuneam de ce spuneam eu că cea mai mare problemă suntem noi înșine, pentru că, și am exemplificat, un coleg de-al meu e inginer, unul e economist, unul e jurist, niciunul nu e manager. Eu cred în specialiști, dar cât în specialiștii, indiferent despre ce se vorbește de școală, că a ajuns cum a ajuns, cât în specialiștii cu școală. E foarte greu. E precum la rândul dumneavoastră ați făcut școală de management. E precum lăutarii. Sunt lăutari care nativ cântă sârbe după ureche extraordinar de bine, da, sunt talente, fii, dar în momentul în care îl duci într-o sinfonie și îl pui să se uită pe partitură, citească o partitură, da, ai o mare problemă. Eu cred în cei care știu. Muzicianul cu partitura în față. Cu eu școală. Cred în, da, cu școală. Pentru că e foarte greu să emit și observ, apropo, dacă îmi permite să vorbim despre oamenii politici, eu observ foarte mult că un tip, un no-name,
un om care, nu știu, profesional, are un job, nu știu cât de bun e sau nu e bun pe jobul respectiv, strict profesional, e un tip ok. În momentul în care ajunge lider politic, deja devine specialist în economie, specialist în industrie, în finanțe, în drept, în... și toți emit teorii. Poți să-ți dai cu părerea, dar teoriile trebuie să doar de specialiști. Când devine lider politic, se pricepe la sănătate și el n-a avut niciodată nicio treabă cu sănătatea sau se pricepe... Să revenim. Da, noi ne existând o școală a administratorului public și de naturând cumva, în perioada aia era foarte greu primarii. Cine își lua administratorul public? Administratorul public primar era ordonatorul principal de credite în instituția respectivă. Cam pentru asta a fost. O paranteză, noi nu avem nici acum administrator public la Târgu Jiu. Da, e dreptul fiecărui primar, legea permite fiecărui primar să facă asta. Vrut, dar ceva eu, s-a întâmplat. Eu când promovam și credeți-mă, am promovat în foarte multe colovii și seminarii funcția de administrator public la acea perioadă, ca membru fondator al Asociației Naționale a Administratorilor Publici. O informație frumoasă. Eu le spuneam studenților următorul lucru, că un primar câștigă primăria mergând în campanie electorală, comite promisiuni, că fac un ștrand, că fac o stradă, că fac un stadion, că fac un parc. Sau drumul expres. Drumul expres nu sunt atributul primarului, deci ne intrați pe administrație, că aici mă mai pricep un pic mai bine. Și, dar el poate e, nu știu, medic veterinar. Toată stima pentru meseria dar asta. Dar nu e vorba numai de primar aici, când e un candidat. Mă gândeam în general la un candidat. Corect. Da. Ei bine, tipul e un profesionist, ok, pe segmentul lui, dar administrația e altceva. În administrație e cu totul altceva. Și punerea în practică a tuturor promisiunilor electorale trebuie făcută cu o echipă în primărie, cu un conducător în primărie, care să se priceapă. Pentru că dacă tu vii dintr-un segment, nu știu, un segment, ești inginer, da? Și ai câștigat primăria. Și vii în primărie și nu știi cum să ceri și dai de un, nu știu, un contabil șef, un șef de birou, care sunt acolo și care sunt experți, cel puțin se prezumă că sunt experți, e foarte greu să-i contrazici. Trebuie să știi ce să le ceri, trebuie să știi ce să-i pui la muncă, trebuie să știi ce vrei, pentru că cea mai mare problemă, cred eu, e să ceri unui om ce nu poate să facă. Trebuie să știi exact ce trebuie să ceri de la fiecare serviciu în parte. Ori dacă n-ai un administratorul public, e cel care trebuie să știe să facă asta. Domnul director, am primit o fotografie apropo de spital, că vorbeam de spital, ia uitați, este de astăzi, de la Târgu Jiu, de la spital, de la policlinica de la Târgu Jiu. Dumneavoastră ce vedeți când vă uitați așa la poza asta? Ce înseamnă asta? Ce scuze, nu îmi dau seama, sunt e foarte pacienți? Multă lume, e foarte multă lume la policlinică. O să-i rog pe colegii mei, dacă au cumva numărul la îndemână, dacă nu le trimit eu, să vorbim cu domnul director de la Direcția de Sănătate Publică, domnul Stoian, să ne poate explica ce se întâmplă acolo, sau dacă avem numărul domnului Gheorghe, dacă nu, managerul de la spitalul de la Târgu Jiu, să vedem ce se întâmplă. Da, e firesc. Vedeți dumneavoastră, toată perioada asta de stare de urgență a ținut oamenii cumva în casă și brusc perioada relaxare există exact, e clar, oameni bolnavi, adică nu discutăm, dar există și un mare segment de persoane care se internează de două ori pe an. Domnul director, e adevărat că sunt și cazuri în acelea de care dumneavoastră spuneți acum, dar dată fiind pandemia și ce se întâmplă cu cei care sunt infectați cu COVID sau suspecți, s-a creat așa o chestie absolut periculoasă pentru ceilalți bolnavi care nu au mai primit atenția doctorilor. Asta spuneam și eu. Sunt oameni bolnavi de cancer, de diabet, de tot felul de afecțiuni foarte grave. Noi au fost marginalizați, am văzut ce s-a întâmplat și în țară. La Târgu Jiu încă n-am... Vorbeam cu medicul meu din urgență și îmi spunea că s-au înmulțit extraordinar de mult cazurile de urgență gravă. Exact ce spune și dumneavoastră, oameni care au stat acasă și care
cum a simțit să mă puțin relaxarea. Deci a crescut enorm de mult numărul de internați prin urgență și cu probleme foarte grave. Acum și noi la Rovinar ne confruntăm cu... Chiar aș vrea să-mi povestiți cum se separă lucrurile. Dumneavoastră ați văzut, nu toată lumea se uită pe site-ul spitalului de la Rovinar, dar profităm de domnul director să ne spună exact ce nu s-a reușit la Târgu Jiu. Deci, dumneavoastră ați ajuns la performanța în așa fel încât cei care sunt suspecți că ar fi infectați cu coronavirus. O să vă explic eu imediat cum stau lucrurile. Sunt direcționați fără să se să dea cu ochii de ceilalți pacienți. Da, o să vă explic imediat. Sunt lucruri foarte bine organizate. Mai întâi aș vrea când ziceți dumneavoastră să nu vă referiți la mine, ci la spital. Pentru că eu cred în munca de echipă. Eu cred că un manager evident, care nu reușește să facă o echipă, nu reușește să facă nimic. Tu doar coordonezi. Eu de multe ori le spun colegilor mei din spital că eu sunt cel mai puțin specialist. Adică nu pot eu să dau sfaturi specialistului de la achiziții, directorului financiar sau directorului medical, decât să coordonez activitățile și eventual să-i pun cumva la aceeași masă. Cum v-ați ales oamenii, apropo de... Nu ne-am ales oamenii. Au vă fost reamintesc acolo? Că posturile în instituțiile publice se obțin prin concurs. Am adus 2-3 tineri pentru că mi-am dorit întotdeauna. Ca să vă dau un exemplu, am angajat în ultimul an 16 medici, din care 12 sub 35 de ani. Am făcut un schimb cumva de generație, adică am păstrat, am avut medici de 70 de ani, 7 medici peste 70 de ani. Sau cum am vorbit de doctorul și, da, de medicul de 80 și ceva. Care da. În momentul ăsta l-am păstrat și va rămâne să lucreze la noi o perioadă, pentru că tânăra mea, medic care s-a angajat, medic ateist, care a venit din Irlanda, s-a specializat în Irlanda și a ales Rovinariu, și dacă ați vrea, dacă avem și timp să vă povestesc și de ce medicii aleg Rovinariu, sigur a plecat, că, da, a fost luată la Cărbulești. Și atunci eu rămâneam fără ateist dacă doctorul Ciuvăț ieșea la pensie. Bine, nu se punea problema. Dar schimbul dintre generațiile de medici tineri cu cei în vârstă am început să facem treptat. Adică am adus câte un medic tânăr, câte un medic tânăr lângă ceilalți. Care au putut să învețe să alături dau un de exemplu, ceilalți mai... Am angajat un medic pediatru de 31 de ani și pe care acum o lună am pus-o șefă de secție. Adică medicul în vârstă care era șef de secție, am avut o discuție cu dânsul și am spus că e clar că va ieși la pensie undeva în septembrie. Și atunci tânărul trebuie obligatoriu să ia, să ia locul și să învețe de la bătrâni. Eu cred în tinerii factori de decizie consiliați de bătrâni. De bătrâni, de vârstnici. De seniori. După anumită vârstă îți mai lipsește motivația de a schimba. E clar că motivațiile sunt și de ordin material și de ordin personal, când copiii tăi sunt ok, când ți-ai luat de toate, când ai tot ce trebuie. Nu prea vrei să schimbi. Te obișnuiești cu ceva și vrei să meargă așa până ești tu la pensie. Și de asta eu cred că factor de decizie, cei care vor să facă schimbări, trebuie să fie până în 35 de ani. În schimb, trebuie să aibă în permanent lângă ei un consilier care să-i tempereze, pentru că lipsa de experiență te și poate duce, te poate duce, moment, da, te poate duce și la greșeli. Și legat de medici, v-am spus, eu cred în nu știu cum să vă spun, să puteți înțelege foarte bine, să înțeleagă de fapt telespectatorii foarte bine. De fiecare dată când am venit la spital, am găsit o organigare cu boală legată de medici. Adică liber posturi, libere posturi, libere posturi. M-am întrebat firesc de ce? Pentru că nu vine nimeni. De ce nu vine? Da? Dați căutat. Nimeni. Ok. Și atunci am început să am discuții în centrele universitare cu medicii mei care erau deja în spital. Am sunat unde au făcut ei, în centrul universitar din Craiova, în centrul universitar din Timișoara, și am spus că uite, spitalul Rovinar care face, care drege, care are posibilitatea și disponibilitatea de a găsi soluții pentru medicii tineri, și au început să vină. Mai întâi postul se obține prin concurs. Deci lucrurile este sunt clar, clare. El sigur, își dă un sigur. Concurs și concursul întotdeauna în comisia de concurs e un profesor universitar. Adică nu dau, spitalul asigură doar secretariatul și dacă are un medic primar în spital care să fie în echipă. Dar președintele comisiei e întotdeauna un profesor universitar. E bine, din discuții au venit, veneau și câte 5-6 tineri care vreau să se angajeze. Și ce făceam eu atunci? În primul rând, stabilisem cu domnul primar
primarul vine și le vorbește. Pentru că eu cred în relația spital-primărie. Spitalul, primarul trebuie să le insufle. Așa ar trebui să funcționeze o comunitate unită. Da, exact, exact, exact echipa de care vorbeam, cu primarul conducător. Cu primarul care firesc să fie absolut cetățenilor și de aici, și al localității, și, da, sigur. Acolo unde se întâmplă de fiecare dată, de fiecare dată primarul și eu le spuneam ce aducem, ce facem, ce vrem, ce, când nu le cer nimic decât să muncească, decât le dai, când le spui că le dai șansa să dovedească că vor să fie medici buni, e firesc să vină oameni. E firesc. Când eu ce le-ați oferit? O locuință de serviciu, probabil, mă gândesc. Paradoxal, trei dintre medici nu au primit locuință de serviciu, ci și-au închiriat în oraș. Adică medicul ateist Marian, pe care vă spuneam, și-a cumpărat o garsonieră, medicul de radiologie și-a închiriat o garsonieră, medicul radiolog și-a închiriat și el o garsonieră și un apartament și-a luat medicul chirurg, care acum l-am pus șef de secție. Apropo de că putem vorbi un pic și despre asta, am o curiozitate. Orașul merge din ce în ce mai bine de câțiva ani. Trebuie să recunoaștem asta. Și să-i dăm cezarului mai sunt, cezarului. Da, sigur, mai sunt probleme. Deci sunt inerente. E adevărat. Dar valoarea, cum să spun, nivelul de trai, până la urmă se măsoară și în câteva cifre. Și mă gândeam, au mai crescut prețurile la apartamente? Să zicem că trăiți acolo. Eram administrator public la primărie și vorbeam cu cineva exact legat de segmentul ăsta, cum măsor cumva nestatistic, adică neoficial. Neoficial, da, să vezi cum... Și îmi spunea cineva, în 2007, 2006, 2007, în Rovinarea există o singură bancă. Acum sunt șapte. Șapte bănci. În 2006-2007 nu era decât un singur depozit de material de construcție. Acum sunt 15. Ce îmi dă depozitul de material de construcție mie ca și reper? Din moment ce există, sunt private și privatul nu merge în pierdere. Adică e clar că se cumpără. Da. Din moment ce se cumpără înseamnă că oamenii au cât de cât o putere financiară. Acum, nu vreau să transformăm Rovinariu într-o oază așa extraordinară. Nu, nu putem dar, face absolut, asta, dar sunt, trebuie să recunoaștem și la noi, că acolo lucrurile... Sunt și Rovinariu oameni care muncesc greu, da, și greu și care trăiesc greu, deci fără discuții. Dar, nu știu... Putem spune că viața lor totuși, așa cum s-a schimbat puțin în mine. Absolut. Vreau să vă spun că în 1987 am locuit în Rovinari, într-un bloc, în T3, scara 2, apartamentul 23, o să-l țin minte toată viața. A fost primul meu apartament după ce m-am căsătorit. Și ca să înțelegeți cum stăteau lucrurile atunci, sper să mă credeți pentru că nu pot să vă dovedesc. M-am dus lucra la termocentrala Rovinari, eram lăcătuș mecanic și am cerut și eu locuință, cum se redeau pe timpul lui Ceaușescu, locuințe tinerilor căsătoriți. A venit cel de la administrativ cu o găleată plină cu chei și mi-a spus așa: băi copile, alegeți un apartament. Am fost primul proprietar, nu proprietar, că atunci nu eram proprietari, primul care a intrat într-un bloc cu patru scări. M-am dus cu soția atunci prin toate apartamentele să ne alegem unul. Nu erau alei, nu era stradă, plecau la servici în cizme. Credeți-mă, știu ce spun și cei care sunt vechi în Rovinari. Și părinții mei au îmi luasem două țevi și făcusem acolo între blocuri pe noroi. Deci la modul ăla, urât, nu se știa de administrație. Ne făcusem două țevi, am făcut un teren de volei să te mai miști un pic când vii acasă de la servici. A fost groaznice perioadele și cei care, tinerii din ziua de azi, din Rovinari, nu le-au prins și foarte bine că nu le-au prins și că s-a dezvoltat. Da, credeți-mă. A trebuit să știe, adică să da, aibă... Cartierul unde am avut eu se numea Șerpărie și nu vă spun de la ce vine cuvântul, nu la porumbe, în mod sigur. Păi nu, dacă e Șerpărie, mă gândesc. Da, deci gândiți-vă de ce era acolo, da. Gândiți-vă ce era acolo. Eu mă uit cu drag, pot să spun că de 30 și ceva de ani, absolut, măcar, absolut. Da. A fost orașul și acum, în ultima perioadă, investițiile pe care le-a făcut primarul. Nu vreau să par un tip care laudă primarul, dar exact cum vă spuneam, să-i dăm cezarului și al cezarului. În momentul în care l-am văzut într-o seară la televizor și vorbeam despre
contribuțiile pe care CEO le avea la Rovinari. Vreau să vă spun că pe timpul meu 80% din veniturile proveneau din cote defalcate și contribuții pe salariu de la CEO. În momentul ăsta cred că CEO nu dă mai mult de 40%. Ca să înțelegeți, iar toate celelalte venituri vin de la firmele private care s-au dezvoltat acolo. De la plus bani băncile, europeni, de la magazinele, de la tot ce înseamnă sistemul privat. Până la urmă, asta e normalitate. Diversificarea sursei de venituri, eu cred că e prioritară pentru orice primar. Poți să fii acum, să stai bine mersi pe scaunul de primar și să zici, îmi dă CEO super bine, sunt ok. Dar dacă CEO se duce? Eu cred că menirea unui conducător, a unui manager, nu e să știe să cheltuiască banii, să știe să aducă bani. Deci e foarte ușor, oricine poate să cheltuiască. Când stai pe un buget ok și faci doar așa și zici facem aia, facem aia, facem aia, e foarte ușor. Trebuie doar un pic de viziune. Problema e tu ce faci să aduci bani. Și primarul Filip a demonstrat că a făcut să schimbe cumva. N-a stat, mi-amintesc, discuțiile astea sunt vechi, sunt de foarte mulți ani. Îmi spunea, când nu era primar, vorbeam, chiar mă certa, de ce nu faceți, de ce nu aduceți? Eu îi spuneam mereu că nu poți, cum să spun, e ca o casă, nu poți să te apuci să faci un acoperiș superb dacă n-ai pus o temelie cum trebuie. Și cred că tatăl domnului primar, tatăl primarului actual, Dumnezeu să-l odinească, Doru Filip, a pus bazele. Adică nu poți să dezvolți, exact cum vă spuneam, nu poți să aduci dacă n-ai magazin, dacă n-ai... Gândiți-vă că în Rovinar sunt supermarketuri de top, adică vorbim de Profi, dacă pot să spun, sigur, asta, vorbim de Penny, da, adică marile vorbim, branduri. Da, sunt branduri. Dacă ar fi să cunoașteți foarte bine Rovinariul, dar și Târgu Jiul... Sunt cetățean al Târgu Jiului. Da, locuiți aici. Care e o diferență majoră de viziune între acești conducători? Viziune, mentalitate, că spuneam pe pagina de Facebook că vreau... Eu n-am Facebook. V-am căutat să știți, nu v-am găsit. Nu am Facebook. Eu cred că... Nu știu dacă... Trebuie doar să... Comunicarea se face... Eu și de sărbători, de Paști, de Crăciun, am un grup de prieteni pe care îi sun. Mesajele mi se par reci și oficiale. Cu prietenii trebuie să fiu oficial. Un prieten îl sun și urez ce simți tu că poți să-i urezi atunci. Să pui pe... Primesc și eu mesaje și sunt sigur că mesajele pe care primesc sunt doar pentru că sunt pe lista de telefoane a cuiva. Nu cred în astea. Dar legat de ce spuneați dumneavoastră, de o diferență sau nu, nu-mi permit eu să fac clar catalogări. Vedeți, eu vă spun ceva, omul sfințește loc. Omul sfințește loc. Da. E o vorbă veche din bătrân. Da, da, chiar așa e. Și cu atât mai mult un primar. Și eu mai știu ceva. Un om care vrea să facă ceva găsește soluții. Cel care nu găsește scuze. Am să mai rog colegii să mai sune ori la domnul Stoian, ori la domnul Gheorghe, ori la domnul Vienescu. Nu, că domnul Vienescu e în concediu medical, nu? Să vedem ce s-a întâmplat la policlinică. La doamna Coleașă, dacă poate să răspundă și dumnea ei, e purtător de cuvânt. Acum, știți cum e? E foarte greu să faci o comparație firesc între un spital mic cum e Rovinarul și un gigant cum e spitalul din... E adevărat, și problemele sunt mai mari sunt aici. Mai, absolut, absolut. Dar și mult mai greu. Nu vi se pare că totuși lipsește ceea ce e mai important? Dom'le, o viziune, o direcție? Eu nu știu ce se întâmplă la Târgu Jiu, chiar nu știu și credeți-mă, nici nu vreau. Unde nu mă pricep, nu mă pricep și recunosc asta. Dar vreau să vă spun altceva. De la începutul apariției, de când au început starea de urgență, de fapt, eu am crezut, așa cum vă spuneam, în echipă. Și am stabilit o echipă, medico-epidemiolog, șefii de secție, directorul financiar, directorul medical, și ne-am strâns de fiecare dată și am vorbit și am pus pe hârtie ce facem aici, ce facem aici, ce facem aici. Nici nu ne-a ieșit din prima. Dar pot să vă spun că, de exemplu, am angajat acum pe starea asta, sunt total împotriva angajărilor fără concurs.
Dacă mă întrebați pe mine. Mi se pare pentru că n-am target, n-am element de măsurare. La spitalul județean s-a întâmplat angajat asta. Două persoane. Dar să vă spun de ce l-am angajat. Deci, la mine lucrurile au fost foarte clare. Triajul trebuie făcut după perioada de relaxare, discuțiile pe care am avut colegii din echipa pe care am făcut-o la nivel de spital. A fost foarte... Am stabilit clar, toți am fost unanimi de acord că vor fi probleme pentru spital mai mari după perioada de relaxare. Și atunci trebuie ce? Să facem un triaj mult, mult mai serios. Nu că înainte nu s-ar fi făcut. Dar e mult mai bine. Și credeți-mă, eu am în fiecare dimineață 4 asistente care fac triaj. Și astăzi aprobat și n-am avut. Cum se desfășoară treaba asta, triajul? Păi, intră cetățeanul pe poarta spitalului. Da. Este primit de către una din asistente sau de cel care stă la pază acolo. El e primul care intră în contact. Bună ziua, unde mergeți? Și dacă zice urgență, imediat cel de la urgență, după ce trece, îl preia una din fetele mele. Și apoi este direcționat acolo și unde... după ce îi se face acel chestionar, după ce completează acel chestionar, după ce îi se ia temperatura, după ce se asigură așa cum știe ea și e profesionist acolo, nu e, deci nu sunt eu la poartă, după ce stabilește exact unde merge, sună medicul pe ambulatorul unde trebuie să fie. În cea mai mare parte din cazuri, medicul coboară și ia pacientul. Dacă medicul are deja un pacient, îl urcă în momentul în care a coborât pacientul ăla, îi se spune pacientului care stă să aștepte, se termină consultația la pacientul care e la el, coboară medicul sau una din cele 4 fete care stau, 4 asistente care stau acolo, urcă cu pacientul la cabinetul medicului. Nu e nimeni la ușă, medicul vede, îi prescrie tratament sau stabilește ce face cu el, coboară și urcă celălalt. Acum, vreau să înțelegeți, nici la noi lucrurile nu sunt super roz. E firesc, un pacient care vine la spital vine bolnav. Când ești bolnav, ești mult mai sensibil. Știți cum e? E mai greu, ești mai supărăcios, mai chichiricios, mai... Eu ies cel puțin o dată pe oră, ies și încerc să vorbesc pacienților, să aibă încredere că oricum toată lumea, la un moment dat, de exemplu, s-a redus programul de ambulator, s-a redus la 50% din timp. Și foarte mulți dintre ei între 9 și 11. Păi e 11 fără 10 și dacă nu mai vedeți, stați liniștiți, medicul stă. Adică ați avut probleme cu e medicii? De neconceput și nici măcar n-am pus problema. Știți asta. Știți de ce vă întreb? Am citit azi dimineață un material în Libertatea în care se povestește acolo cum un om în vârstă a fost o noapte întreagă, s-a plimbat între spitale. Până la urmă a decedat săracul, n-avea și o tumoră care se reactivase, soția lui, o bătrânică și ea. Și m-am gândit, și la noi au fost cazuri de genul acesta, cum pacienții plimbați dintr-un spital în altul cu... Doamne, în opinia dumneavoastră, când se vor sfârși lucrurile astea? Când vom înțelege noi... Sau ce stă în putința noastră de votanți și de contribuabili să schimbăm măcar lucrurile astea? Sau cum ați vedea dumneavoastră că ar fi bine să se procedeze în așa fel încât pacienții să nu mai sufere în halul acesta și să moară pe drumurile din spitale sau din cauza drumurilor făcute între spitale? Am avut cazuri și la noi în județ. Lucrurile astea nu vor dispărea niciodată. Multe. Adică ce se întâmplă... Că mi-amintesc și de un caz, chiar la Rovinari, acolo la dumneavoastră, când cred că tot un om în vârstă a murit... În stradă? Chiar vis-a-vis de spital. A fost, da, un eveniment nefericit și la dumneavoastră acolo. De da, ce? Nu eram cum eu. Medicul căruia s-a întâmplat nu mai lucrează la noi. De ce? Da. Imediat da. După acel... Da? Da. Ați luat dumneavoastră măsuri? A intrat în fără plată, mi se pare, și pe timpul meu a venit înapoi și... Da, vreau avea să o înțelegeți. Problemă de... cu vocația de medic, să spun. Nu? E chiar, da? chiar se vorbea frumos despre dânsul ca și profesionist. Numai că... Vorbeam despre legi și legislație. Cetățeanul respectiv, din ce știu eu, a plecat din spital.
medicul pe lege nu are voie să părăsească spitalul. Auzeam la un moment dat fostul ministru, nu mai știu, mi se pare că Sorina Pintea era atunci, care spunea că nu e, e de neconceput să nu te duci afară. Da, uman, e ok. Dar vii și vă întreb, dacă în fișa postului dumneavoastră, ca medic, vă interzice să părăsiți spitalul? Dar dacă îl interzicea, ce, dacă interzicea treaba asta și domnul medic încălca... Ieșa. Perfect, ieșa. Și dacă îi murea unul în spital în timp ce era afară? Vă întreb. Adică, da, adică știți ce doare cel mai mult la oamenii politici? Da, putea să trimită o asistentă, putea să trimită un, nu știu, pe cineva. Eu cred că lucrurile astea se rezolvă atunci când ești decident politic, când ești ministru, lucrurile stau altfel. Și trebuia a doua zi, un ordin de ministru, se lasă la atitudinea medicului. Lasă medicul să stabilească. Să hotărască. Nu-i îngrădi, da, pentru că tu nu știi. I-a îngrădit dreptul de a ajuta un om. Exact. Și atunci eu vin și vă întreb, atunci când medicul are de ales între a ieși afară, pe urmă medicul nu era un medic de urgență? Regulile spun clar, în cazul în care se întâmplă, adică vreau să înțelegeți, suntem încorsetați în legislație stufoasă și, da, și ciudată și cine vine și te controlează, nu te controlează după ce ai făcut sau după suflet. Te controlează după hârtie. Și dacă în hârtie scrie clar, negru pe alb, că se sună la 112, deși ești peste poarta spitalului, asistenta de la urgență nu are voie să părăsească spitalul, urgența. Nu are voie. Legea interzice. Eu vă întreb, fără discuții, viața unui e mai presus de orice, de absolut orice. Dar ești și tu om. Și dacă în urgență ea avea pe cineva care îi murea acolo, vă dați seama că făcea pușcărie? Pentru că a părăsit, pentru că cei care vin și controlează. Adică, v-ați gândit să faceți un proiect? Dumneavoastră aveți multă experiență în administrație. V-ați gândit să faceți un proiect, să vorbiți cu domnul primar, cu cei de, cu parlamentarii, dacă aceștia mai există la noi în județ, să faceți un proiect, să schimbați un pic ceva în legislația asta care practic încorsetează cadrele medicale. Credeți-mă... Pentru că mi-aduc aminte de o fotografie cu un medic, am impresia că era medic de familie, și avea teancuri de documente. Păi ce, la medicii de familie era ceva, acum s-a mai subțiat birocrația un pic, dar un pic de tot la medicii de familie, dar bietul medic de familie ce ar fi trebuit să facă, că avea de semnat și de completat o grămadă de hârtii și omul din fața lui aștepta să fie consultat. Iar și o problemă, din păcate, nu știu, nu vreau eu să fiu, am într-adevăr experiență pe administrație și poate că am avut așa o, haideți să vă povestesc, dar sper să rămână între noi, am fost toată la... Între noi, da, între noi toți, da, o să rămână. De asta am și spus-o, am fost la minister, am avut foarte multe drumuri pentru că, așa cum vă spuneam, 2 milioane de euro au fost, 2 milioane și jumătate de euro au fost aduse de către domnul primar pe fonduri europene, iar 600.000 de euro au fost accesate de spital din fondurile ministerului, tot în aparatură. Și la un moment dat aveam o problemă legată într-un birou undeva prin Ministerul Sănătății, legată de mărimea camerelor, în sensul că după noile normative, 7 metri pătrați de fiecare pat, care mi se pare super bine, dar cumva ești încorsetat în rigiditatea actelor normative și a modului în care vezi. Și eu spuneam, păi da, eu n-am cum să fac. La care o doamnă din minister zice, păi domnul, dar mai măriți camerele. Și am făcut așa și am zis, doamne, știți, spitalul meu e din beton, nu e din cauciuc. Adică nu, pot să, nu pot să fac așa și să măresc camerele. Adică îmi trebuie alt tip de soluții să găsesc, alt tip de lucruri. Și toate pleacă, exact cum vă spuneam, eu de când am venit la spital, clar sub îndrumarea și cu discuții permanente cu domnul primar, deci credeți-mă, în permanent, pentru că nu poți să pui în practică, nu poți să faci management decât dacă ai viziunea omului politic, a decidentului politic. Lucrurile sunt clare, viziunea trebuie să vină din partea primăriei, a primarului, ce își dorește pentru, ce tip de spital își dorește, ce, nu știu, el e în contact permanent cu cetățenii care îi spun ce probleme au. Nu vin la mine. Cetățenii vin la primar pentru că l-au ales și e firesc să fie așa. Și atunci, credeți-mă, avem un plan, de fapt, trei planuri. Un plan pe termen scurt de a menține activitatea la un standard, să vă spun, dar nu vreau, chiar nu vreau să par la urmă, am vorbit de la început că nu sunt un tip care vrea nu să... Nu vreți să vă lăudați, dar vă dau, sunt vă dau doar care cifre. Se întâmplă și gradul sunt de ocupare realități. Al patrului când am venit eu era 40%, acum e 60%.
a crescut cu 20%. ICM-ul, indicele de complexitate mobilă, de costitate medicală, care e cel care dă valoarea actului medical, cumva transpunerea în bani a actului medical, de la 0,9 la 1,2, ceea ce înseamnă extraordinar. Adică, exact cum vă spuneam, menirea mea e să reușesc să aduc venituri la spital, pentru că e ușor să-i cheltuiești. Și vă spuneam că avem un plan pe termen scurt, acela de a menține, un plan pe termen mediu, de a aduce medicii pe toate secțiile, pe care și în momentul ăsta, cred că un singur medic, mai ales aici pe o singură disciplină, în rest, suntem clar ocupați. Și cel pe termen lung, chiar vorbeam că ne schimbăm cumva din planuri, credeți-mă, am aproape în permanent discuții cu domnul primar aproape în fiecare zi, legate strict de spital, suntem și prieteni, dar strict de spital, strict tehnic vorbim. Da. Și spuneam că va trebui să umblăm puțin la planurile pe care le aveam înainte, că toate problemele legate de pandemie, de COVID, ne-au arătat punctele slabe ale spitalului pe care nu le știam înainte. Și care ar fi slabe, fost? Care clădirea spitalului Rovinari e o clădire monobloc. E făcută pe tipul Ceaușescu, care a respectat la vremea respectivă toți parametrii necesari unui spital. Iar lucrurile s-au schimbat enorm. Și pandemia asta mi-a arătat mie cât de slab sunt la circuite, la bolile infecțioase. Deci explicați cum e cu circuitele. Păi de să vă ce spun, ziceți? În spitalul, discutăm strict de spital, da, că da. Sunt două segmente, în clădire, ambulatoriu și spital. În spitalul Rovinari este o singură scară și o scară de incendiu pe care am reabilitat-o cu ajutorul primăriei ca să putem face al doilea circuit. O scară care urcă la mijlocul unei secții și cealaltă pe unul din capete. Faceți noastră două circuite în care să separați suspecții de ceilalți. Da, e deci, greu. Și, da, ai nevoie. O singură cameră din spital, și mă amintesc că am vorbit cu domnul Malac, am purtat toată perioada aia foarte multe discuții cu dâns, și pentru că era fire, sunt totul specialiștii și... Deci domnul Malancu este cel care da. Conduce inspectoratul județean da. Situațiilor pentru și de urgență. Mi-amintesc că inițial medicul epidemiolog de la mine în spital a zis că o singură cameră din spital se petează pentru a putea interna suspecții. Și am raportat-o pe aia. Acum mă sună domnul Malacu, domnul manager, păi numai una? Păi da, că din punct de vedere epidemiologic, doamna care avea întâmplător, una din camere avea intrare din exterior și avea și baie proprie. Da, era... Deci era, se plia perfect pe, da. pe ce nu trebuia. Păi și ce o să facem? Și atunci, în discuțiile pe care am avut și la prefectură și în general noi discutăm și manageri, avem un grup al managerilor de spital pe care l-am făcut și mai vorbim între noi, e clar că nu va fi doar unul. Și ce fac atunci? Și împreună cu epidemiologul, cu șefii de secții, am făcut niște panouri de termopan, am separat, am creat un mic disconfort, am făcut un circuit pe scara de incendiu al tuturor personalului medical, iar cei care sunt suspecți să urce pe scara cealaltă pe care am ați făcut niște improvizații care funcționează, să înțeleg. Nu neapărat improvizații. Adică, inițial ne gândisem, cu o folie, cu ceva, e bine, ok. Și atunci am zis, dacă tot facem investiții, hai să le facem să țină. Să țină pentru mai mult timp. Pentru că, da, și ar putea să fie de mult timp. Ce vreau să vă spun e că a fost foarte, foarte dificil să iei măsurile astea, pentru că toată lumea era atunci nu panicată. Îmi place să cred că specialiștii și toate cadrele medicale din spital sunt ok. Dar un pic de teamă tot ai în suflet. Tot există mereu un... Sunt convinsă că erau înspăimântați și ei. Da, adică bravez cumva spunând nu e frică. E firesc să-ți fie frică, e firesc să ai teamă. Eu de fiecare dată când vorbeam cu cadrele medicale și le spuneam legat de relațiile pe care trebuie să le aibă cu persoanele suspecte, relații profesionale care trebuie cu suspecții, le spuneam că cea mai mare problemă voastră e panica. Vă rog să rămâneți cumva calm, pentru că numai de frică puteți greși. Am stabilit, credeți-mă, dacă vă spun că am făcut tot felul de simulări, cum să te îmbraci, cum te dai jos echipamentul, ce trebuie să faci, care sunt pașii. I-am pus pe fiecare, haide să vedem. Și n-am făcut-o la grămadă, ca să zic așa. Am luat fiecare secție în parte, asistentele, infirmierele, le-a fost explicat ce trebuie să pună în mop, ce trebuie... Deci, efectiv, am luat fiecare bucățică cu bucățică. Nu vreau să, iarăși, să par lăudoros. Programul meu începe la 6:30 dimineața, se termină undeva la 6-7 seara. Da. E...
Eu vreau să vă asculte cât mai multă lume și mai ales autoritățile de la Târgu Jiu. Asta este până la urmă o parte din secretul unei reușite, să zicem, muncă. Ca organizator. Multă muncă, da. Și știți ce mai cred eu? Eu cred în puterea exemplului. Și puterea ca exemplului, ca să poți să ceri unui coleg de-al tău să vină la 8 și să plece la 16, tu trebuie să fii acolo când vine el și acolo când pleacă el. O să citesc câteva mesaje pentru că lumea ne-a scris. Mult succes în continuare, vă spune cineva. Mulțumesc frumos. Radu Ciocoiu, prietenul nostru, primarul vine cu viziunea dată de cerința din piață prin vot. Ce administratorul, da, vine cu executivul și punerea în aplicare. Fonduri, management de proiect, execuție și așa mai departe, recepție. Mulțumim, Radu, că ne-ai scris. Da, mulțumesc și eu. Mai era un comentariu care văd că nu mai e aici. Spunea cineva că n-are încredere în medici pentru că a lăsat lumea să moară. Nu știu la cine s-a... Și la care dintre medici s-a referit. Nu, sau... acum... putem fi un pic realiști și cu picioarele pământ. În spitale se moare. Da. E normal. Nimeni nu e acolo de sănătos. Da. De sănătos. Problema e la cât de mult fac medicii să evite asta. Și medicii nu sunt Dumnezei. Dumnezeu nu dă viața și moartea. Director, apropo de medici, la dumneavoastră sunt medici care vor beneficia de acel bonus absolut. De 500 de euro, da? Da. Sunt mulți, sunt puțini, toți? Păi sau... nu știu ce înseamnă mulți și puțini. Eu pot să vă spun următorul lucru. În momentul în care a apărut sau legislația au care a stabilit... nemulțumiri? N-au fost vocale. În mod sigur nemulțumirea, acum o să vă spun imediat și unde a fost nemulțumirea, cred eu. Lucrurile la mine au fost foarte clare. Când, în momentul în care s-au stabilit, când legiuitorul a stabilit clar criteriile după care se acordă, am chemat șefii de secții, am stabilit împreună cu dânsii care sunt funcțiile care îi primesc, nu persoanele, primite de Popescu sau Ionescu. Și am spus așa, ok, ce se spune? Medicul care i-a prescris tratament, medicul care i-a luat, i-a făcut, cum se numește, i-a luat probă, infirmiera care a făcut curățenie, asistenta care i-a administrat medicamentele, cei de la poartă care au intrat în contact direct cu el în prima fază la triaj, da. Cei care au făcut curățenie acolo, cam astea sunt transportul probelor. Laboratorul care a alocat probele. Cam astea sunt criteriile. Și atunci am dat fiecare secție și am spus în felul următor. Vă rog să-mi veniți cu oamenii și cu un raport de activitate. La mine lucrurile au stat în felul... Și credeți-mă, chiar așa am făcut. Am stabilit că Popescu a intrat pe data de 1 și a ieșit pe data de 3 din spital. Atenție, doar pozitivii. Nu suspecții. Deci între data și 1 și 3, cine a intrat în contact cu el și cum? Și medicul, șeful de secție, mi-a făcut un raport de activitate în care a scris pe data de 1 a venit, asistenta Popescu a fost și a făcut asta, asistenta Georgescu a făcut asta, infirmiera acutare a făcut asta, medicul a făcut asta. E, în spatele fiecare, și-au făcut un pontaj, un pontaj cu ei, cei care au lucrat. În spatele fiecare pontaj este raportul ăsta. Și nimeni nu are absolut nimic ce să comenteze. Cred că au existat și oameni, acum să vă spun și altceva, am un medic care a făcut, care a luat 5 probe, de la 5 suspecți și niciunul n-a fost pozitivă, deci nu primește, și un medic a luat o singură probă și el a fost pozitiv. Și primește. Și primește. Acum, nu știu, dacă dumneavoastră credeți că e echitate, cred și eu. Ce să zic, panica și problemele când iei probă de la un tip care stă cu gura deschisă și crezi că e prezumptiv pozitiv, e aceeași. Domnul director, eu cred că acest bonus pe care cu siguranță îl merită toți medicii, toți doctorii, ar fi trebuit să fie probabil o sumă mai mică și dat la toată lumea. Tocmai pentru a nu tensiona... Eu vă contrazic, dacă îmi permiteți. Să vă spun și de ce. Un tip care a fost în concediu mai... în toată perioada asta... Un tip care, de exemplu, am o secție pediatria sau ginecologia unde n-au fost niciodată nici măcar un suspect. Da. Aveți adică gândiți-vă că atunci când ești, n-au fost suspecți, au fost pacienți. Știți de ce? Că îi văd dezbinați pe medici. Să știți, nu funcționează ca o breaslă.
Și tot la Spitalul Județean mă Nu știu, nu mă raportez la Spitalul Județean. Eu vă spun că la mine... La dumneavoastră sunt astfel adică, de probleme. Am încercat, vorbeam de transparența de care vorbeam. Astea sunt regulile. Cine crede că se pliază pe ele, n-am o problemă, banii vin de la guvern. Mă bucur, cred. Sunt meritați? După părerea dumneavoastră? Eu cred că la ce a fost în sufletul nostru al fiecăruia de acolo, eu cred că sunt prea puțini. Credeți-mă, haideți să vă spun și altceva. Vedeam astăzi de dimineață, parcă am văzut o știre legată de un spital care are câteva sute de medici și de cadre medicale care n-au decât un singur COVID. Știți ce cred eu? Că ar trebui cumva, și că ei sunt plătiți cum stai cu un spital gol. Păi bun, aceeași întrebare ar trebui să ne punem legat de pompieri, care sunt plătiți și ferească Dumnezeu să muncească. Hai să desfințăm pompierii. Că nu fac decât un foc, nu știu, sting un foc pe, Doamne, pe lună. Doamne, vedeți? Același lucru spun și eu. Măsurile care s-au luat, eu cred în respectul față de autorități, încă o dată, față de instituții. Și, domnul director, din păcate noi ne-am apropiat așa de final. Nu se poate așa repede. Da, mai putem vorbi, nu-i problemă. Dar aș fi vrut să vă întreb, vă sperie cumva că iar s-a vorbit la... Guvernanții vor o a doua relaxare, ca să spun așa, de la 1 iunie. Nu, ne capacitează. Deci, încă o dată, panica, frica nu sunt atributul clar al... Da, înțeleg, nu neapărat frică și panică, dar oarecare îngrijorare, pentru că am văzut, ieri l-am avut în emisiune pe domnul Aldescu, președintele sindicatului Ambusan, Federației Naționale, care a spus, dom'le, de când cu relaxarea s-a triplat numărul de cazuri, cel puțin așa susținea dumnealui, așa a spus. Nu știu, nu. Probabil știe mai bine la nivel de județ. Eu vă spun că la nivel de spital Rovinar, nu. Nu. În schimb, vă spun... Ca o părere personală, vă rugam acum înțeles. Să-mi spuneți. Nu, ce vă spun eu, a crescut foarte, foarte mult numărul pacienților care vin la ambulator. Cumva și firesc. Oamenii au stat acasă până au început să acutizeze problemele care le au. Au stat acasă cumva de frică. Problema de relaxare... Le permite și lor săraci, și lor să se ducă, să se caute la doctor. M-a sunat o bătrânică la un moment dat din Negomir că vrea cu managerul. Ok, n-am o problemă să vorbim. Și eu zic, da, mă, mai e. Știi că mă doare și pe mine. Și a început, mă, mai e, nu sunt medic, ușor, că vin-o la medic. Păi știți că eu am vrut să vin la, că eu sunt pacientă veche a doctorului Cocheci. Dar mi-e frică, ce să fac să vin? Și eu zic, mă, mai e, alegerea ți-aparține. Eu pot să spun că aici ești în siguranță. Dar nu pot să spun obligatoriu să vii sau obligatoriu să nu vii. Deci alege, nu, mamă, lasă că mai stau. Pacienții de genul ăsta au început, văzând relaxarea, încep să vină. Și, din păcate, vin cu probleme acutizate. Din păcate, vin cu probleme care, într-o lună de zile... Ce spuneam mai devreme, domnul director, că oamenii și de frică nu s-au mai dus la doctor. Păi da, dar nu putem dus, sta nici la nesfârșit cu... Deci nu putem să ținem oamenii ca să n-au fost băgați în seamă și am văzut toți situația asta. Acum sunt medici și medici, dar eu încă o dată vă spun, trebuie să avem încredere în spitale și în medici. Trebuie. Și lucrurile sunt simple dacă mă întrebați pe mine. Dacă mă duc la medicul Popescu și mi se pare că e un tip disgrațios, mă duc la medicul Ionescu. Avem unde alege. Da. E cumva... Dacă ar fi după dumneavoastră, având în vedere că, așa cum spuneam, dumneavoastră trăiți în Târgu Jiu, ați locuit în Rovinar mult timp, ce ar trebui schimbat la Spitalul Județean de Urgență? Că... Nu s-a auzit niciodată la mine asta, pentru nu? Că... Nu, păi din punct de vedere organizatoric. Sau dacă vreți, managerial. Ce lipsește acestui spital sau acestor oameni care conduc această unitate? Tocmai vorbeam despre politicienii care devin experți în momentul în care sunt întrebați și se pricep la toate. Nu vreau să devin un politician expert în Spitalul Târgu Jiu. Eu cred în continuare că în primul rând toate pleacă de la comunicare. Credeți că ar trebui să comunice mai bine? Da. Păi, haideți adică să vă spun. În momentul în care eu văd că dumneavoastră începeți să scrieți negativ despre spitalul meu și puteți să faceți asta. E dreptul dumneavoastră dacă găsiți ceva. Eu trebuie ca a doua zi să sun, să fac, să vorbesc, să văd exact care sunt problemele, să mi le asum dacă sunt și să încerc să schimb. Adică să le recunoașteți, da? Absolut, absolut. Bănuiesc că ziariștii, presa, nu creează probleme artificiale, doar de dragul ratingului. Da, cred că toate pleacă de la asumare și de la, exact cum vă spun, eu mai am o vorbă, aici drumul spre nimeni iad nu e pavat cu nimic. Intenții bune.
de multe ori bine intenționat, și mi s-a întâmplat și se întâmplă la fiecare dintre noi, bine intenționat de foarte multe ori faci lucruri greșit, să nu zic urâte, dar de foarte multe ori bine intenționat. E, nici noastră nu sunteți, nu știu, sperietori. Dacă eu vin și vă vorbesc dumneavoastră și vă spun că uite ce am vrut să fac, n-a prea ieșit ce trebuia, n-a ieșit din vari motive, poate că lucrurile se pot îndrepta și dumneavoastră puteți înțelege altfel. Eu cred, deci, în e vorba rând, de mentalitate, în cum spuneam, da, și da, de viziune. Da, și de viziune și de faptul că... Și de normalitate până la urmă. Pot să vă mai spun ceva fără să pară iarăși laudă. Vă rog. Și puteți întreba oricare din colegii mei, puteți verifica ce vă spun eu acum. Ușa mea stă deschisă. Deci eu, de când ajung la birou, și o spun tuturor colegilor mei, deschisă la perete, nu deschisă neîncuiată cu cheia. Înțeleg, am înțeles. Deci deschisă la perete. Pentru că a trebuit, la început le-am spuneam tuturor colegilor, tuturor angajaților, veniți de câte ori aveți o problemă. Atenție, nu neapărat probleme de servici, pentru că problemele de servici sunt atributul șefilor voștri, adică să păstrăm o ierarhie, firesc, nu pot să vii cu toate problemele să rezolv eu. Da. Deci fiecare, dar de câte ori aveți o problemă care credeți dumneavoastră că e de nerezolvat la un anumit nivel, veniți la mine. Veniți la mine. Și am văzut că există o reticență. Până la urmă ești managerul. E foarte greu să faci un angajat să vină cu nonșalanță la tine în birou. Și atunci am deschis ușa. Și am lăsat ușa deschisă la birou. Și cred că ăsta iarăși e comunicarea. Încă o dată. Eu în fiecare zi trec de cel puțin și puteți verifica, deci doar pe fiecare secție. De fiecare îmi și permite spitalul, încă o dată, vorbim de un alt nivel, spitalul județean e mamut în comparație cu ce am eu. Și te duci, de fiecare când vin dimineața, intru pe fiecare secție, când plec la 5, la 6, la cât plec eu, la 7, trec pe fiecare secție, bună ziua, ce faceți, cum merge, ce probleme au fost, discutăm așa, neoficial. Mai dojenești dacă vezi ceva, uite că ar fi bine să faceți asta acolo. Ați sau... fost influențat sau ați văzut cumva politicile din afară? Adică eu pe Facebook am zis un spital ca afară, că așa mi-a dat impresia. Nu știu, nu, poate că nu par. Am învățat foarte mult. Ați învățat foarte mult, da? Am avut traininguri și cursuri cu profesori de pentru administrație că am văzut publică în din Statele, Statele Unite, Occidentale sau cu Anglia, europene, în statele astea mult mai dezvoltate sau mai dezvoltate un pic. E o relație foarte normală între șefi și subalterni. De multe ori, chiar și din filme, îți dai seama că lucrurile ar putea fi schimbate și la noi. Da. Și eu spuneați dumneavoastră de ușa dumneavoastră deschisă. Adică oricine poate să vină dacă are o problemă, da, fără să, Doamne, mă duc la șeful sau De asta am deschis ușa. Pentru că, într-adevăr, există o reticență și observ, vezi că vine și da, hai, spune-mi ce ai, ce problemă, ce... nu știu, încă o dată, nu vreau să pară la care se pricepe la toate și face, dar strict pe segmentul administrației și pe relația interumană, cu cât vorbești mai mulți, trebuie să cunoști oamenii. Vă spuneam la începutul emisiunii, trebuie să știi ce să cer de la fiecare. Eu nu pot să vă cer dumneavoastră, dacă ați fi colegul meu de servici, să vă cer să faceți nu știu ce inginerii când dumneavoastră sunteți economist. Sau nu cer să-mi dați o soluție pe lege. Da, trebuie să știi și cât poate fiecare. Din păcate, concursurile nu ne confirmă decât la nivel teoretic cunoștințele fiecăruia. Problema e dacă are aptitudini. Trebuie să-i cunoști, trebuie să schimbi șef, să pui șef, să-l vezi în postul, să vezi ce vrea ați fiecare. Ați avut probleme cu, știu eu, a trebuit să sancționați, să-i sancționați pe medici de acolo, de la Rovinar vreodată? Nu, niciodată. N-a fost nevoie. Pentru că lucrez foarte mult la prevenție. Adică, în primul rând, nu glumesc cu serviciu. Sunt un tip care râde, care glumește, care chiar povestește despre orice și orice. Dar nu cu serviciu. La servici sunt foarte serios, discut foarte serios, încerc să spun ce, care e politica mea și, pe urmă, știți cum e, trebuie să... Un manager, nu știu, nu vreau să... Cred că m-am lăudat destul. Un manager nu adevărat trebuie să disipe puterea. Managerul care spune eu sunt macho man și eu sunt tare și eu știu... Singurul? E un manager greșit.
Da. Trebuie să disipi puterea, să-i dai fiecăruia pe segmentul lui. Reușind să faci asta, tu trebuie doar să-i coordonezi și să le, să, exact cum vorbeam de viziune, da, cum spunea și Radu. Să le arăți eu respectul, da, cuvenit. Da, 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 da. Și ba mult, ba mai mult, am pus, vă spuneam, doi tineri medici, acum șef de secție. Și le-am spus, sunt convins că o să greșiți. Să nu vă speriați de asta. Vă susțin indiferent ce. Dacă e greșeală, o îndreptăm. Nu sunt tipul de conducător care să caute vinovați. Niciodată n-am căutat de foarte multe ori. Căutați cauza, probabil. Exact. Trebuie rezolvat. Trebuie rezolvat cauza de, care a ajuns la asta. Da. Și abia pe urmă, dacă tu ca și manager îți faci niște analize legate de tipul de om care a generat o asemenea, e o altă poveste. Dar niciodată, nu știu, nu poți conduce cu biciul. Nu, da, poți conduce ferm. În același timp, eu cred că bunătatea nu e apanajul unui conducător. Un conducător trebuie să fie exigent, trebuie să fie corect, da, trebuie să fie cinstit față de ceilalți. Bine, și să aibă asta acea umanitate care nu discutat. Trebuie să lipsească nimănui. Da. Domnul director, chiar ne-am apropiat de final. Am să-l rog pe colegul meu să mai pună o dată fotografia de la policlinică. Vreau să spun așa. Domnul Gheorghe nu ne-a răspuns, domnul manager interimar de la Spitalul Județean nu ne-a răspuns la telefon, doamna Coleașă nu ne-a răspuns la telefon, nici domnul Stoian nu ne-a răspuns la telefon, doamna Coleașă e purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, domnul Stoian este directorul de la Direcția de Sănătate Publică, dumnealui, cu dumnealui chiar am vorbit astăzi de dimineață, ar fi fost frumos să intre și acum în direct, pentru că are o deschidere, adică răspunde la telefon, vorbim, îi cer informații, mi le dă, nu e nicio problemă, dar mai puțin cu intrarea în direct, nu știu de ce se fere să vorbească acești oameni. Aș fi vrut să știu ce s-a întâmplat la Policlinica din Târgu Jiu, de ce sunt atâția oameni acolo, vedem foarte bine, stau unii lângă alții. Era bine să avem astfel de informații. Acestea fiind zise, domnul director, vă mulțumesc mult. Mulțumesc frumos și eu. Că ați venit la emisiunea mea. Mă bucur că v-am cunoscut astfel. Ținem legătura. Ne oricând auzim. Oricând telefonul meu e deschis și credeți-mă, răspund la absolut tot. Să dea Dumnezeu să nu aveți probleme. Să... Da. Așa spun și eu. Și să traversăm cu bine această... Vom trece peste toate. Noi români suntem o nație. Eu fac parte din categoria mândru că sunt român și credeți-mă, chiar cred că suntem o țară. Și mă uit la generația asta tânără care, problemele cred că de la generația mea sunt. Am devenit mult prea mult oameni politici și a toate știutori. Generația tânără e mult mai pragmatică. Mă uit la copiii mei. Dacă îi întreb repede cine e prim-ministru sau ministru, nu știu care, habar n-au. Ei văd de treaba lor. Dar așa și trebuie să știți. Și exact așa, asta spun și eu. Deci... Știți că nu știu, că mi-ați amintit acum fix de problema asta. Sunt oameni în alte țări care habar n-au cine îi conduce. Și ăsta dar știți de ce? Pentru că trăiesc destul de bine, n-au treabă. Știți cu când trebuie politica? Făcută politica? Mai suntem în emisiune? Da, suntem. Da. Știți când trebuie făcută politica? Din 4 în 4 ani. Doar atunci, o lună de zile. Și atunci lucrurile... faptele să vorbească, nu? Și eu cred că atunci lucrurile se reduc la următorul lucru. Aveam discuții la început, că acum mai am copiii mei, când au făcut 18 ani, pe cine votăm? Și am spus, Dumnezeule, ultimul care vi-a spune, pe cine să votați. Și ce trebuie să faceți voi? Și cred în asta, eu chiar cred în lucrul ăsta. Și ce trebuie să faci? Să stai să te gândești, tu ca cetățean, al unui oraș. Băi, ce îmi trebuie mie? Băi, îmi trebuie un părculeț unde să mă duc, îmi trebuie o stradă asfaltată, un gardiu tuns, un loc de joacă, nu știu, promenadă, alții, mă rog, dar trebuie să știi și ce să cedi de la autorități, că nu poți să ceri. O canalizare ok, da. Apă e în regulă, lucrurile sunt ok. Deci mi-a fost bine din punctul ăsta de vedere. Da, atunci continui cu el. Nu mi-a fost bine, nu-l schimb. Și cu cine schimb? Păi hai să mă uit. Atât trebuie făcut. Și la nivel central, la fel, băi, am un serviciu ok, am lucrurile merg ok legat de politica națională, nu să fac politică, adică nu mă interesează relațiile cu Merkel, cu nu știu care, deja știu, ne grevează soarta, dar rezultatul lor se vede aici. Da. La mine se vede.
Și dacă mie mi-a fost ok, continui cu ăștia. Dacă nu mi-a fost ok, schimb. Lucrurile sunt foarte simple. Din păcate, noi le complicăm și încercăm să găsim soluții salvatoare. Mă uit iarăși, dacă nu s-a terminat emisiunea asta, dacă s-a terminat. Nu s-a terminat. Mă uit și văd la televizor tot felul de oameni politici care vin și își dau cu părerea legat de CEO, de managementul CEO. Dumnezeule, n-ați lucrat o zi acolo, habar n-aveți ce înseamnă. Era să mă oferesc să vă managementul în alte instituții. Pentru că, pentru a putea vorbi pertinent, păi nu, dar la trebuie CEO, să știi, să te pricepi, să fii lucrat acolo. Nu, Podaru, e adevărat. Dar, cum ați spus dumneavoastră, rezultatele vorbesc. A, să ne dăm cu părerea legat de rezultate, e perfect. Da. Dar nu să învățăm cum trebuie făcut. Vă mulțumesc mult încă o dată. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Tuturor o zi frumoasă. Ne vedem mâine la aceeași oră. Numai bine. La revedere. Sărbă.